Da, începe show-ul, cel mai tare show sportiv online din România, Max Profețiile lui Mitică. Au fost înainte profeții, acum am crescut, sunt Max Profeții, da? Îi avem și pe cei de la MaxBet alături de noi, au dat lovitura ăștia de la MaxBet, că s-au băgat pe emisiunea asta, vă spun eu garantat. Cel mai tare show cu Mitică Dragomir, întotdeauna într-o formă de maxi zile mari, la Max Profețiile lui Mitică, să înceapă maxi nebunie aici. Bine ai venit, domn președinte! Să străiască viața! Iar ai venit cu pleașcă din aia, veneai și tu cu pălării din aia ca lumea, iar ai venit cu pleașca asta pe cap. Asta ce, ți-a dat-o, m-auzi, ți-a dat-o ăsta, băiatul tău, cu care ți-a scos-o din torpedo, ia bre o pălărie, să-ți iei și tu o pălărie, nu? Iar ai venit cu, veneai și tu cu pălării din alea, mi-ai arătat tot felul de branduri, ținești tu un nivel. Băi, ce trebuie, veni cu pleașca asta? Băi, Horia, băi, nu mă fă să zic, ce să zic? Niște lucruri. Pentru că tu ești un băiat deștept, mă, mâncați aici gura ta. Nu te lega de mine de lucruri care sunt... Nu le stăpânești. Nu le stăpânești. Că nu îmi spune că e vreo iară, nu știu ce nenorocire de pălărie. Ia citește, mă, că eu nu știu să citești. Dă-mi coa. Citește, mă, mâncați. Aolea, nu cred. Tu vorbești serios? Păi tu ce crezi tot, mă? Tu ești nebun, eu port... Mamă, și ce scrie, a? Știi ce scrie, nu? Hermes! De la cameră, mă, să vadă! Ce să vadă? Hermes! Ce? Să nu se vede pe cameră, că e nu se vede pe dracu, uite-ți! Ne-a Mitică? Nu? Ne-a Mitică? Păi atunci nu te mai lega, bă, de mine, băi, țărane, băi, mâncați aia și gura ta, că... Asta au fost, e făcută de așa... Gata, vrei, m-am retras, m-am retras... Poți să o fac așa? Așa? Ia uite, vezi? Și sunt... Dar mie îmi place să fiu așa... Ești mecheros așa? Nu, mai țărănoi. Mai țărănoi. Mai țărănoi că nu mai dă pălării, gata, nu mă mai că e nu clar te mai, că nu te lega de pălăriile mele, auzi, că e clar că e un domeniu pe care nu-l stăpânesc, amator. Sigur nu-l stăpânesc. Deci asta pleașca, asta e Hermes? Băi, încă o dată, ce dracu Hermes, mâncați aia și gura ta. Și cât costă asta? Nu e mult, 1600-1700 de dolari. Nu e mult. 1600 de dolari nu e mult la pălări. Nu, mă, că sunt toate făcute cadou. Eu le primesc cadou. Da? Da. Nu mai, gata, cu pălările nu mă mai... Nu te le mai nu mai las. Mai bine vorbim de altele. Că te fac țăran ca mine. Cum? Te fac țăran ca mine. Las că nu e rău să fii țăran între păi noi. Păi eu de ce vreau să fiu țărănoi? Toată viața. Ne-a Mitică, ce frumos a fost cu copiii aseară. Ba, ce frumos a fost cu copiii. Deci m-am emoționat aseară, pe cuvântul meu, domnule. Nu veneau atâția spectatori la meciul ăsta cu Andorra. Cu Andorra. Dacă era normal, a? Dacă era normal, da. Uh-huh. Și uite că astea, școlile și învățământul și au marșat la treaba asta. Inițiativa Federației. Da, Inițiativa Federației. Uh-huh. Mamă, dar frumos a fost. Pe cuvânt, mă uitam, bă, la copiii ăia, Ne-a Mitică. Da. Stai, bă, cum nu mai știi să o pui? Stai, bă, să-mi pun pălăria. Așa. Gata, m-auzi? Gata. Emoționant. Doamne, mă uitam la copiii ăia curați. Doamne, cum îmi încurajau ei din suflet, Ne-a Mitică. Da, frumos. Fetițe, băieți. Cum? Da. Și cu profesorul sau învățătorul lângă ei, în mijlocul lor. Și vedeam, doamne, foarte frumos. Fetițele alea, cum cântau imnul, da, și cum se bucurau. Excepțional. Excepțional. Deci mie mi s-a dus la inimă, pe cuvântul meu onorat. Și l-am avut pe Vochin și am zis, du-te, spune lui Burleanu, da? Spune așa, mai înțeles, să uite la ultimul meci, mai înțeles, dacă vrea să ne calificăm, să nu se gândească la bani, că pierde 800.000 de euro sau 700.000 de euro și să jucăm cu 40.000 de copii cu Elveția ultimul meci. Nu neapărat cu... Inel... Tot stadionul, i-am zis. Nu, Inelul de sus, da? Care are 20.000 de... Da? De asta, tu cum ai vedea? Aș băga Inelul de sus, numai copii. Numai copii, a? Numai copii și... Inelul... 35.000 de oameni jos. Da. Că atâția vin. Păi da, 55, 20.000 sus, precis. 35... Atâția vin, 35.000 deci de oameni. Și deci cum ai face tu? Aș face Inelul 1 și 2. Da. Aș da bilete. Da. 30.000 de bilete le-aș vinde. Da, așa. Și copii până în 14 ani. Da, cum a fost aseară? Copii până în 14 ani. 20.000, a? Ăștia de aseară. Da. Ăștia 21.000. Ăștia 21 de mii. Da. Să vină sus. Mă uitam la jucători, Ne-a Mitică, erau încărcați de la copiii ăia. Da. Dom'le, pentru prima dată, echipa națională a fost injectată, inclusiv de mari
foști fotbaliști ai țării, de ziariști, și de unii care știu bine meserie, plus de public, marele public, plus rețelele de socializare toate, dom'le, au fost foarte încărcați. Zici pozitiv, te referi? Da. Fii atent aici. Mi-am dat seama că echipa națională poate să joace sub presiune. Chiar dacă au jucat cu o echipă slabă. Dar poate să joace sub presiune. Fii atent aici ce spun. Asta dovedește că noi avem potențial. Numai că am greșit până acum. Pe noi a trebuit ca să vină o echipă să ne incite, să joace pe forță cu noi, ca să putem să răspundem și noi cu aceeași monedă. La cine te vei? La Andorra? Da? La Andorra, că ne-au rupt picioarele țăranii da, ăștia? Da. Doamne, ce țărănoi! Ăștia nu sunt fotbaliști, ce naibii? Dom'le, ascultă-mă ce spun. Dacă nu jucau așa, nu luau patru. Dacă jucau elegant cu noi... ne-au enervat? Da. În sfârșit ai văzut și tu Național României enervată? Enervată puțin. Pissed off, cum zic englezii americani. Dom'le, fii atent aici. Antrenori enervați, conducători enervați, da, jucători enervați, înțelegi? Prea multe critici au venit asupra lor. Așa. Prea multe valuri. Păi. Și uite că au ieșit, cu toate că, încă o dată, să nu luăm de bună... Acum să ne mai dăm jos de pe valori, da, entuziasm. Sigur că da. Pentru că una e una și alta e alta. Ați văzut când jucăm cu echipe puternice, parcă suntem legați de picioare. Sau noi nu putem juca vara bine fotbal. Dom'le, nu putem juca. Să nu mai luați la federație. Eu știam cu Mircea Sandu chestia asta. Luna septembrie, când e căldura mare, noi nu jucăm. Alea-s datele, Nemitică. Ce să faci? Păi ce să faci dacă alea-s datele? Nu. Astea-s datele, dar datele... Pui meciuri mai slabe sau ce? Sigur că da. Adică vii cu ceva care să... Să fie cât de cât acceptabil. Da, sigur că da. Sigur că da. Ce ți-a plăcut aseară? Iannis, ți-a plăcut, apropo? Cel mai bun. Cel mai bun? Cel mai bun. De departe, cel mai bun. Ăla e locul lui? Da. Zecele acolo, ăla e locul lui de zecar? În spatele vârfurilor. Da? Da, sigur. Da, și fii atent aici, chiar dacă n-au mai fost așa de multe ocazii, a jucat foarte bine cu Alibek. El. Da, s-au înțeles, da. Da, dacă ți amintești, a dat și el și Stanciu și ăsta minci. Deci Iani cel mai bun de pe teren? Da. Cel mai bun al nostru aseară? Cel mai bun el și Bancu. Și ăla fundașul drept a jucat bine. Sorescu. Da, cel mai bun, a fost meciul lui Iani, da, nu? El și Bancu. El și Bancu. Bine, el a dat și goluri, a dat și pasă de gol. Să știi că și Stanciu a jucat bine. Bine, Stanciu, știi cum e la Stanciu, joacă constant bine. Da, joacă binișor, dar nu, a jucat bine, chiar bine. De ce ni s-o mume? Și ăla e locul lui, nu de 10, nu? Da, numai în spate, între linii acolo. Să se joace el, să aibă el loc, nu? Nu să aibă, că nu prea are spații mari acolo, dar pasează bine din prima. Băi, singurii care încearcă, reține ce spun, lucruri aproape imposibile, e Alibek, el. Și Stanciu. Și Stan și Marin ăsta care a jucat. Lasă-mă în pace cu Marin al tău. Fii atent aici, nu vă legați de el, că n-a jucat rău ieri. N-a jucat rău cu cine? Cu o echipă care nu ne-a pus probleme? Da. Hai, de nemitică. Mie mi-a plăcut, fii atent ce mi-a plăcut mie, Horia. Mie mi-a plăcut fundașii. Fundașii lateral, senzațional. Sorescu și Bancu. N-au centrat aiurea să dea cu ele. Știi că avem cele mai puține goluri luate din grupă. Avem în 8 meciuri, avem 4 goluri, medie de 0,5 pe meci. Cea mai bună apărare avem din grupă. Doar 4 goluri. Da. Știi? Și culmea, știi că nu? Știi că suntem neînfrânți. Da, tu știi eu. Păi și Birligea asta a alergat atât de mult. Ia, îi toacă bârligea, știi cum e. Are capacitate bună de forță, ar putea să iese fotbalist. Mie știi de cine îmi place, nu? Mie îmi place și face diferența acolo. Moruțan ăsta pe dreapta, știe fotbal mult. Mă uitam la el, ne-amitică. Știe fotbal. Eu sincer îl văd titular pe Moruțan de acum încolo, acolo în dreapta. Adică mie mi se pare peste Man, peste... Nu, mi se pare peste...
mi se pare mereu că face diferență. Da, să știi că și Coman a jucat bine. Mă, da, apropo de Coman, îl nenorocea ăla de tot. Da, s-a dus, da, s-a dus să-i rupă piciorul. Știi cum a fost, da, nu? Ca intrarea Țicu la Iancu a fost. Nu, dar știi, știi cine la terenul moale l-a salvat? Păi asta e, cum ai văzut? Cine l-a salvat? Eu am văzut terenul reluarea. Moale. Ne-am amintit că am văzut reluarea, am încremenit. Da, terenul moale. Ai văzut, a intrat jumate din gheată în teren. Asta l-a salvat. Altfel îl făcea praf. Ce, îi rupea piciorul? Da, îi rupea piciorul. Nu, îi rupea piciorul și îi termina cariera. Clar, clar, clar. Ne-am mintit că e terna cariera, ține minte. Clar, clar. Știi? Eu știi ce m-am îngrozit? Când am văzut asta, cum îi zice, reluarea. Eu m-am îngrozit când am văzut reluarea. Că da, nu-ți dai seama. Dom'le, am văzut și meciul celălalt tot. Da. 3-3, Elveția-Belarus. Da. Mi s-a părut că golurile 2 și 3 ale elvețienilor, parcă ei erau anesteziați. Portarul n-a ieșit din poartă. Dubioase ți s-au părut? Da, da, dubioase. Da? Da, mie dubioase. Dacă mie mi se întâmpla la echipă așa ceva, da, îi mâncam. Făceai anchetă mare, a? Îi mâncam încă. Dar de ce? Eu nu m-am uitat. Nu știu, au căzut psihic. Ori au căzut psihic. Nu, că nu mă gândesc la prostii mari. Dar ori au căzut psihic, ori ceva s-a întâmplat... Pentru că, de exemplu, la de ce golul să nu 2, te gândești? Te gândești la orice. Da, bine, bine la golul 2 și dacă erai... în curtea școlii, da? Deci ce făceai? Dacă aveai meciul ăsta când erai conducător, ce făceai după meciul ăsta? Și echipa ta făcea asta? Mamă, ce iureș făceam eu. Jumate tot afară, da? Ce vorbești, bă? Sau pe înfrunte cu portarul, nu l-ai văzut pe portar? A, nu. La golul 3... Și golul 3 și golul 2, greșeală de portar. Da. Nu, dubios rău de tot. Las-o, ies peste tot, da, cu pumnul și de așa. Păi la de-astea, adică nu l-a un gol din 3, de niciunul de astea 3 care le-au dat ăștia. Și stai, portar care cu noi a fost impecabil, stai. Da. Cu noi, ai văzut cum a apărat. Da, 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 senzațional. Senzațional, da, da. Ți s-a părut dubios, cam cu oața albă. Mie așa mi s-a părut. Da, da. Bun, apropo că vorbeai de jucători, și eu zic că Iannis a fost cel mai bun, dar mă uitam, fără Stanciu Stempa, crede-mă ce spun. N-ai, fără Stanciu să-ți facă, e omul care îți deblochează meciurile cu goluri din astea, din execuții, ne-am mitică, crede-mă, fără Stanciu e greu de tot. Da, 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 e jucător bun și el, jucător cu experiență. Jucătorul Ana Maria Prodan. Apropo, ai fost o nebună de Prodan, ca ce-a făcut? Hă? Deci și-a pus, fii atent, și-a pus fața, da, 30 de secunde, mai înțeles, pe ăla, pe Burj Al Arab, în Dubai. Nu, care Burj Al Arab, țărane? Burj Khalifa. Ce, Burj Khalifa? Păi sigur că ce caută Burj Al Arab? Burj Al Arab e în altă parte. Asta e... A, pe Burj Khalifa? Pe Burj Khalifa. Știi tu sigur? Păi ce, eu n-am... Deci eu nu le am pe astea? Cu? Păi și eu am fost asta. Nepoții mei au plătit și de Paști... Nu, de anul nou, acum vreo un an, doi în urmă, au plătit și când m-am dus acolo că e un... Ce, ți-au avut o surpriză, ceva sau ce? Da, e un restaurant de fițe. De, sus, de, nu în, de, în cer, de, nu? Nu, jos lângă Burj Khalifa, cu stele Michelin. Și când am fost acolo, știi că... E apa aia acolo, da, înțelegi? Și sunt, fac niște din astea, niște jocuri cu apa. Da, da, celebrele fântâni. Da, da, da. Care le-au copiat de la Las Vegas, da, de la Bellagio. Da, și când mă uit în sus, nevastă-mea zice: Doamne Dumnezeule, numai aici nu te mai văzusem. Așa. Eram, vezi cu ochii pe... Era fața ta pe Burj Khalifa, da, când vezi cu ochii? Pe Burj Khalifa, când vezi cu ochii, da. A, deci te-ai pus și cât era mitică? Plătisele, nu știu, că nu i-am întrebat. Adică cât e, 1000, 2000? 1000, 2000, și te dau 10 secunde, 15 secunde, depinde cât... 1000, 2000 de dolari? Da. Păi nu e 100 de mii, că Prodan că a dat 100 de mii. Ai, domnule, stai. Depinde dacă o dă de 100 nu, de ori, atâta costă. Atâta costă. Dacă o dă de 100 de ori, atâta costă. Are dreptate, Prodan. Atâta costă. A, și odată cât e? 1000 de dolari, a? 1000 de, da, 10 secunde.
Atâta, nu? Da. A, și erai tu cu fața pe tot mușcariva? Da, pe tot... Păi și doamna ce a zis, doamna Vica? A zis că tu, Doamne Dumnezeule, nu știam nici eu, nici ea. Am zis, tu, cine dracu m-o fi fotografia, mă, și pe aici, m-au dat de nebune, hai să plecăm dracu după aici. Îți dai seama. Da, ce a zis doamna? Numai aici nu te mai vedeam. Iar râdeau ai mei, erau pe jos. Nepoți erau pe... Și ce a zis doamna? Numai pe aici nu te mai vedeam, mă? Da. Pe Burj Khalifa. Da. A, deci Burj Khalifa. Și o ți-a zis Burj Al Arab? Da. Să nu prea le am, mă. Bun, vezi, dacă stau la emisiune prea mult, ne-am mitică? Da. Zi să mai plec și eu să mai ies. E, nu, și Burj Al Arab e frumos, e o nebunie. Aha, las că te... Dar ăla e mai vechi. Asta este... A, deci ai fost și tu cu fața, Burj Khalifa. Da, cel mai mare din lume, cel mai înalt. A, și deci odată e $1000 să te dea 10 secunde? Da, sigur. Pe acolo? Da, dacă te dă ca pe Prodanca de 100 de ori, dai 100 de mii. Nu te supără. Aici a dat Prodanca acum, ce naiba, și-o fi plătit ea. Are și ea, probabil, un gagic pe acolo, ia uite. Un iubit, nu? Și băie liberă, profesionistă. Cum? E frumoasă. Da, normal. Ce de da, e frumoasă, de vreme acasă acum, că da, știi cum e. Are lovele. Are lovele, înțelegi, știi? Știe să facă lovele. Cum? Uite, vezi, ca să nu mă critici, mai înțeles că nu ies de aici, din studio, peste 2 săptămâni mă duc să văd finala Cupei Mondiale la rugby pe Stadiul France. Băi, nu mai te fac țăran atunci. Ești mai tare ca mine. De ce? Eu n-am putut să iau la final. Da? Nu, n-am găsit. Dar mă duc și eu la Milano cu... În Champions League? Cu PSG-ul. Și ai vrut să mergi la final la rugby? Da. A? Da. Mamă, îți dai seama ce o să fie? Mi-a spus unul că îmi dă... Ne dă 2 bilete, că mă duceam cu fiul meu. Și n-a putut să facă rost? Nu, n-a putut. Nici cu bani mulți. A, de sunt tare, nu? Nu mai tare. Dacă îl vinzi, iei 4.000 de... dacă nu 5.000 de... Atâta iei. Fac pariu pe că vrei. Dacă îl vinzi, iei 5.000 de euro pe bilet. Da, dar nu-l vând nici dacă primești 50.000 de euro. Știu. Ne-amitică. Reține ce spun. Dacă vrei să-l vinzi, iei 5.000 de euro pe el. Dacă vrei să mi-l vinzi. Dacă vrei să mi-l vinzi, iei 5.000 de euro. Deci ne-amitică. Știi de când îmi doresc să vă final de Cupa Mondială? Băi, fratele meu, e cel mai frumos sport după fața pământului. O să vă înjure mulți acum. Băi, ne-amitică. Și fotbal e frumos. Băi, ne-amitică. Băi, ce am văzut eu cele două meciuri. Irlanda. Cu Noua Zeelandă. Cu Noua Zeelandă. Băi, și englezii, băi, fratele meu. Și aseară Franța cu Africa de Sud. Mamă, cum plângeau ăia, Doamne, dacă nu deci, îmi venea și mie să plâng. Ne-amitică. Deci, crede-mă, dacă vii și îmi dai 50.000 de euro pe bilet, nu dau biletul. Da, așa e. Deci, asta e o dată în viață, mă. O dată în viață. Povestești toată viața și la copii și la nepoți și deci, fii atent o chestie. Mă uitam la meciul epic, ăla a fost un meci epic, Irlanda-Noua Zeelandă. Bă, minutul 80. Bă, 3-6 de atacuri au avut irlandezii. Și n-au putut să pătrundă, mă. Și n-au putut să... 3-6! Și în 3-6 n-au fost o singură greșeală. A fost o singură greșeală în 3-6. Exact. Știi că zic că nu mai știu cum e expresia, că mă uit la rugby, dar nu, că nu specializez la rugby. Au avut atacul ăla 3-6 de... Nu mai știu cum se zice, nu faze de joc, sau nu știu, 3-6... Nu știu, 3-6 de atacuri. De încercări. Da. 3-6 de încercări. E o expresie. Bă, și mă uitam la irlandezii ăia. M-au înțeles? Bă, le curgea sângele pe tâmplă, din ureche. Bă, la ureche, da. Dacă ai fost atent, îi curgea din ureche. Exact, din ureche. M-ai înțeles? Bărbia. Unul era tumefiat. Așa, m-ai înțeles? Bă, și de 36 de ori au venit peste aia, dar nici Maurie nu s-au... Bă, dar altceva. Horia, fii atent aici. M-ai văzut vreun jucător reproșând arbitrului ceva? Cu mâinile în la spate. Mea, sport mai nobil ca asta nu există. Nu, e esența sportului. Esența sportului. Exact, asta este expresia cea mai potrivită acum. Esența sportului asta este. Da. Bă, și bărbați, m-ai înțeles? Așa, 3-6 de momente de construcție în atac, bă, să nu greșești de 3-6. Și tot. Și ai lanți, maurii ăia. Arbitrii, cum se aplecau prin grămezi. Și descendenții maurilor, ăia la fel, îi blocau, i-au blocat de 3-6. Da. Și la un moment dat o mică greșeală a fost, s-a terminat meciul. M-ai înțeles? Da. Bă, și cum veneau ăștia, veneau irlandezii ăștia și mi-închipuiam din filme, cum îi vedeam, de-aia ăștia au colonizat America. Ăștia au fost campioni mondiali. Nu, dar irlandezii ăștia, nație. De-aia toată lumea zice că sunt bărbați. Ăștia au colonizat America, ne-amitică. Da. Nu le-a fost frică de nimica. Bă, mă uitam la ei și băi, nu-ți venea să crezi, ne-amitică, le curgea sângele. Unul nu zicea nimica. Da. Și cum aia cu arbitrii, cea mai tare observație.
Da. Băi, frate, m-am uitat să zică unul ceva la un arbitru. Stai, și ei erau dulap și eu erau da, ăla, un sfrijit, un silvit. Ăla mic și se uitau, așa se uita arbitru de ei. Și aia cu un respect cu mâine la spate, i-a zis, mă uitam aseară, la că mai tras cu ochiul și la Franța cu pe meciul nostru și la Franța cu Africa de Sud. Și când s-a terminat prima repriză, ai văzut, l-a scos pe ăla de la Africa de Sud. I-a dat 10 da. Minute. Un mălău, ziceai că e Liam Neeson, ziceai că e Brayford. Da, bă, da, da, da. S-a dus, i-a zis arbitru, i-a explicat. Ola, da, 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 am înțeles și a fugit repede. Și, da. Bă, Nemitică, te-ai mai văzut așa ceva? Ai, o disciplină, băi, fraților, ăștia bărbați adevărat. Când îi văd pe ăștia, pe fotbaliști ăștia, că se aruncă pe jos, ca și cum le stă inima, n-am văzut în viața mea așa ceva. Sunt câte unii care, Doamne Dumnezeu, nu i-am putut suferi pe ăștia. Bă, Dobrin odată nu cădea pe jos. Îl tocai. N-am știut, ea povestește, că nu știu ea. Băi, pe Dobrin, fii atent, îl tocau toți. Așa. Mă, o secundă nu sta jos sau, sau să zică la arbitru ceva sau să zică la vreun jucător ceva. Ai mai pomenit așa ceva? El își vedea de jocul lui. Își vedea de jocul lui. Rar am și Dumitrache era la fel. Serios? Da, da, da. Alții te tocau. Și dădeai în Dobrin nimic? Dom'le, dădeai în Dobrin. Să ridica... Sau să se răzbune sau să facă ceva. No. A? Să ridica, pleca mai departe. Da, o la, de la început. Iar îl lovei. Iar uh-huh. ridica. Bă, nu stau o secundă jos. Uh-huh. Da. Bun, fii atent. Revenim la națională. Astăzi Gigi supărat. A avut... Aoleu, să-mi aduce aminte, să mai spun una de Gigi, ca să da, fii atent. Gigi supărat astăzi, domne, și face ambițiile Edi cu mine, cum să-l ții pe Olaru, să-l trimiți în tribună, o să-i spun lui Olaru să nu mai vină la Național. E, parcă e după el. Se răzbună ca măgarul pe sat, ce dracu. Nu. No. Nu, no, n-are dreptate. A? N-are dreptate? N-are dreptate. A? Cu toate că Olaru, jucător de viteză, numai că e greu la echipa națională, e altceva. Eu am văzut fotbaliști, Oblemencu era an de an golgeterul campionatului României, nu putea să joace 10 minute la echipa națională. Da. Deci nu-i pentru toată lumea echipa națională? Nu. Trebuie să ai psihic de echipa națională? Trebuie să ai psihicul lui Dinu. Aha. Uh-huh. Lu Cornel Dinu. Da. Te tocaș ăsta. Mhm. Alu Boc? Mhm. Ăștia erau, hai de mine ce fotbaliști. Olaru n-are psihicul ăsta încă? Deocamdată nu. A? Nu? Deocamdată nu. Nu e firav. Și el și Coman sunt psihic. Firav la psihic. Aha. Dar fotbaliști bunicei. Aha. Bun, și asta cu Gigi, că o să-i spună să nu mai vină la Națională? E o tâmpenie? E o tâmpenie. Da? Cum să spui asta? Păi îți dă 5 ani suspendare. A, dacă tu renunți, ai un motiv... Nu renunță Olaru la echipa națională. Nu renunță. În primul rând, banii care iei pentru o calificare. Ei se duc pentru viața asta de fotbalist este scurtă. Nu, și mai era ceva. Știi că Olaru l-a trimis, a fost în tribună, băiatul a rămas să vadă meciul. El putea să se ducă la echipă, el a rămas cu jucătorii, cu naționale, că el putea să plece. Da, da, da. Știi? Și băiatul a rămas, adică clar că se simte bine cu echipa națională, știi? Da, sigur că da. Înțelegi? Deci asta zici... Și mie îmi pare rău că Olaru nu a fost băgat măcar 15-20 de minute, pentru că e un jucător care avea o jenă. Atunci are dreptate Edi. Da. Dacă a avut și o jenă da, medicală. Da, care avea o jenă. Gigi zice că e minciună, că nu e adevărat. E? Că nu e, că știe el, că a vorbit cu doctorul și că doctorul și că se răzbune Edi pe el. E, se răzbune. Și știi ce a zis, nu? La doare la pălărie și pe unul și pe... Pălăria Hermes. Știi ce a zis, nu? Aseară zice. Azi dimineață zice. Domne, îmi doresc să facă Dumnezeu dreptate, să nu ne calificăm, să scăpăm naibii odată pe vești de antrenorul ăsta umflat, care e Edi Ordănescu. Prav l-a făcut azi dimineață. Dar să știi că nu are în totalitate, întotdeauna n-are în totalitate. În totalitate dreptate nici Gigi, să știi. De ce? Pentru că și el mai dă cu nuca în perete, așa, cu leu ca în perete. Gigi, a? Da, dar ce e? E o râcă între el și familia Ordănescu? Ce s-a întâmplat? E o râcă? Nu, no, asta crede... Da? Nu, dar e o râcă între ei de când l-a dat atunci Gigi pe Edi, acum un an jumate, afară, în șuturi? Păi și atunci ce vrea Gigi?
Cum te porți, așa se poartă. Adică șofură Gigi acum? Bine, dacă poate ăla, bineînțeles că e o trage. Îi dă nana, a? Bineînțeles că e o trage. Ce? Ce da, trăiește din banii lui Gigi, ce dracu? A, nu. Eu, din ce știu eu, familia Ordănescu stă bine, dar tot pe cașcaval. Da, sigur. N-au probleme. Da. Nu? Bani mulți. Toți, nu? Toți copiii sunt aranjați. Deci da, acum... Toți copiii au învățat carte, nu? Iordănescu și-a avut grijă de familie. Îi dă puțin și lui Gigi, acum să vadă Gigi cum e. Da. Gigi nu... Gigi nu suportă cineva să-l contreze sau ceva. Da. Cum, domne, mi-ai lăsat jucătorul în tribună? Cum? E atac la mine? Nu? Băi, Gigi știe să facă bani, atât. Păi ce-i că îmi zici nu știu ce cu Gigi? Băi, fii atent aici. Nu-mi spune că iar a dat lovitura. Ban la ban, trage. Cel puțin 4 milioane a câștigat fără să facă ceva. Și fără să vină... A venit odată pe acolo. Fii atent aici. El făcuse drumul ăla de 21 de metri, dar făcuse 100 de metri. Ai înțeles? Și i-a dat, Bălteanu i-a dat pământul înapoi, 6 hectare jumate. Îl dăduse lui Bălteanu cu 200. Cine e Bălteanu? Un milionar, un băiat foarte deștept, un tânăr. A, și ce s-a întâmplat? De ce i-a dat pământul Bălteanu înapoi? Trebuia să-i dea o anumită sumă de bani până la 1 martie, de exemplu, și n-a avut. Gigi i-a luat pământul imediat înapoi. Gigi l-a lăsat cu banii în rate, și ăla n-a putut să dea bani. A târziat un pic și i-a luat pământul înapoi, 6 hectare jumate. Lu Bălteanu ăsta. Lu Bălteanu, da. Fii atent aici. Ăsta e constructor. Și acum ce a făcut? Da, constructor. E multimilionar. Bun. Și Gigi și-a luat pământ. Cât pământ? 6 hectare jumate, pe o parte. Și stai, ăla a pierdut și avansul, nu? Ce i-a dat lui Gigi? Nu. Așa a luat de avans și a luat alte 6-7 hectare. Tot acolo. Înțelegi? Dar Gigi, ca să vezi cum poate să facă rost de bani, putea să-l vândă, de exemplu, imediat cu 300. Și câștiga 100 la metru. N-a făcut. I-a spus lui Vasi și lui Iulian, lui Marius, băi, ia apucați-vă și faceți drumul ăsta de 21 de metri lățime pe ambele bande. Și a mai făcut, de exemplu, 350 de metri. Ăla de Vasi, care mi-ai zis tu data trecută că se apucase, acum l-a făcut tot. Nu l-a făcut tot. Da. A făcut mare 300 de metri, dar a făcut încă, din suta aia de metri, a mai făcut încă 300 de metri până acum. Am înțeles. Cât crezi că s-a făcut? A venit lumea și când a văzut bulevardul. Care cât a băgat el? Cât putea să bage în aia? Jumate milion? Nu. A băgat 2-300 de mii. Așa. Cu cât crezi ce a făcut? L-a asfaltat la tot, da, nu? Da, îl face Dumnezeule cu betonul, cu fier betonul, cu piatră. Deci nu era obligația lui? Nu era, mai nicio obligație. Fie, deci cum l-a dus capul? Mă, cine i-o fi spus? Da. Fii atent aici. El avea, pământul lui e pe partea dreaptă a drumului. Da. Fii atent aici. După ce a făcut jumate din drum, cât crezi că s-a făcut metru? Păi 200 zici că l-a dat, nu știu, 300. Da. Nu ți-l dă cu 500. Cu 400 i-am dat eu pe el. Și? Nici nu vrea să mă bage în seamă. Păi cât e? 550? Cât s-a făcut? Nici nu ți-l dă, părerea mea este că peste 500 îl vinde. 550-600? Da, el a băgat, de exemplu, să zicem că bagă 400 de mii. În drum? În drum. Așa? În tot, până în groapa aia acolo. Da. Că acum am văzut că pune niște țăruși de plastic pe Vasi, pe centru, așa. Mă rog, muncesc, sunt, e acolo un șantier întreg. Fă o socoteală, 6 hectare jumate, de la 200 la 500, numai cu 500 să-l dă. 300 în plus, 3 ori 6, 60 de mii că fac. 18 milioane fără să ridică nici un pai. Fără să ridice un pai. Adică a făcut 18 milioane doar că a asfaltat încă 300 de metri de drum? A făcut un drum. A făcut un drum care nu-l costă 400 de mii. Și a mai făcut 18 milioane? Da. Că s-a dublat prețul la pământ? Da, păi cum dracu? Păi cum dracu? Toată lumea vrea să ia acolo pământ acum. Deci a făcut 18 milioane doar că... Este un bulevard de 21 de metri care dă în bulevardul care duce acolo la barieră. Ai înțeles? Nemaipomenit. Asta, bulevardul ăsta duce până în lac. Pe lângă pământul lui Bălteanu, încolo. În cap aici e o groapă făcută de un arab. De 20 de ani.
Și groapa aia a luat și din pământul lui Becali vreo 10 metri. Sau dacă nu mai mult. Își ia pământul Becali înapoi și se duce cu bulevardul ăsta până în bulevardul ălălalt. Iar pământul arabului ăla s-a făcut de la 200, 500 la fel ca lui Becali. Datorită... ca să vedeți ce noroc au unii. Deci i-a făcut și la Arabia dubla prețul. Da. L-a îmbogățit și pe arab, nu doar da, pe el. Da, da, da. Deci el doar că a băgat 400.000 de euro 400 în de... asfaltare, a făcut 18 milioane făcând așa? Da. Chemându-l din poaniere. Da. Pe băi, nu-ți vine să crezi. Cum l-o fi dus mintea, bă, băiatule, să facă bulevard în voluntar de 21 de metri acolo? Da. Cu pomi, pe mijloc. Cine dintre toți milionarii care știi, cine îl mai duce capul așa ca pe Gigi? Că e clar că omul e genial la asta. Copos. Copos? Din lumea fotbalului. Da, Copos. Copos, Badea. Dar Copos de ce? Ce face? Copos, Badea. Pe ala Copos ce face, de exemplu? Ala de la Cluj, ala de la Craiova. Nu, dar ce face Copos? Ce face? Că ăla e cu hotelurile. Ce face Copos? A făcut clădirea aia l-a costat 34 de milioane, acum e 150 de milioane. Clădirea de birouri? Da, sigur. Asta de aici, din zona de aici, da? Da, sigur că da. Hotelurile lui, toate merg nou, Copos. Copos, deci Badea. cât a băgat în clădire Copos? Vreo 40-45 de milioane. Și acum cât e? 150? Peste 150 de milioane. Spre 200? 150 de milioane. A, deci a câștigat 110 milioane și ăsta dintr-o clădire? Da, dar nu, că el câștigă acolo, dacă o închiriază, câștigă 4-500 de mii de milioane, de mii pe lună. Deci câștigă în jur de 7-8 milioane pe an, numai din clădirea asta. Numai din chirie? Numai din chirie, da. Uh-huh. E tare, și asta, nu? Copos, Și el și Badea, tare de tot, bă, ăștia. Da? Geniali, Da, ăla de la Craiova, ăla are peste... 3-4 mii de hectare de pământ. Cine, Rotaru? Rotaru. Da? Nu, are. Rotaru sau Mititelu are pământ? Nu, Rotaru. Rotaru are 3-4 mii de hectare de pământ? Are tare, mă, ăla e mai tare decât mulți de tot. E locul 2 după Gigi la banii? Dacă ar fi să iei pământurile care are, da, probabil că vine după Gigi, nu? Sau e peste Gigi? Nu, no, peste Gigi nu e nimeni. După părerea mea, peste Gigi... Dar Rotaru are 3-4 mii de hectare de pământ? Da, da. Păi cât înseamnă asta neamitită? Eu vă spun, tare e și Borcea. Da? Păi, de mine. Tare e și Borcea, a intrat în afacere cu Oanu, peninsula asta... Păi, de mine, și de la mare ce pământ are și ăsta... Da, sunt tari și Nețoiu, ăștia nu mai ajungi la ei. La ei nu mai nici și Neluțul la Varga. Păi, de mine, cum adică nu mai ajungi? Nu mai ajungi la ce? Nu mai ajungi să-i prinzi din urmă, că ăștia au luat... Au sute de milioane deja. Au luat viteză mare, da. Eu spun și Ștefan, de la Piatra Neamț. Da? Viteză mare de tot. Viteză mare de tot. Păi Ștefan ce face? Blocuri la Nisa, blocuri lângă Monaco, vile aici, blocuri aici. Ștef, Pinalti face blocuri la Nisa? Da, 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 da. Pe cum? Are firma lui sau ce? Are copii acolo și care o construiesc. Da, sunt armă, ăștia muncesc. Pinalti poate să facă la Nisa aia, mafia de acolo, lasă pe un român nu să vină să facă blocuri la Nisa? Da, nu există mafie aici, dacă te duci și ai bani. Da. Fii atent aici, primăriile... Îți fac și toate mărunțișurile dinainte. Adică apă, utilitățile, cum s-ar spune, la noi. Dar cât înseamnă, neamitică, 3.000-4.000 de hectare, apropo de Rotaru? Că mi se pare enorm. Părerea mea e că are mai mult. Dar, de exemplu, Borcea cu Nețoiu aveau 2.000 de hectare și munceau. Asta este, să ai utilaje și astea. Da. Și munceau 5.500 de hectare. Fii atent aici. Gândește-te cât câștigă. Câștigă enorm. Zeci de milioane, da? Da? Da, câștigă mult. Am înțeles. Da. Dar Gigi... Deci 18 milioane, doar că le-a zis la ea, asfaltat strada? Nu, i-a spus lui Vasi, el nu trece pe acolo. 18 Vasi milioane. Și Iulian, stau ea de la 6, astăzi m-am dus la 6 jumate la șantier. Vasi cred că era de o oră pentru Neric muncea. Am înțeles. Deci muncesc oamenii. Băi, n-am crezut în viața mea că nepotul lui Becali poate să muncească atât. Ăsta Vasi, ăsta care...
cred că e și ăsta destul de pricopsit, că și ăsta are pământul și ăsta. Și omul rupe cu munca. Vai, și ăsta și Iulian, știu, de mine, sunt pe întuneric, băi, frate, când trec pe lângă ei cu mașina, mă duc la șantier. Și ei, oamenii muncesc, a? Da, acum... Cu lămpașul, ca minerii și muncesc. Și să vezi cum măsoară, cum vine cu... la laser, la asta, să și pricep. Mm. Da. Ne-ai mintit că ne calificăm? Da. Pe calificarea aș paria 100%, dacă în 2 săptămâni nu se termină războiul din Israel, din fâșia Gaza, părerea mea este că FIFA și UEFA nu o să le mai da voie să întârzie cu adică meciurile. Că îi descalifică? Da, da, da. Se retrag, se retrag. Le-a spus să se retragă. Le sugerează. Le sugerează să se retragă. Adică tu crezi în asta? Da, cred. La mândria lor și la dorință. Ei n-au fost la niciun turneu final. Iar acum n-au eu curaj. Cred că au mai mare dorință nu, să meargă. Nu, nu, nu. Ba da. Nu, le e frică să facă, să strângă multă lume într-un loc. Da. Și în străinătate și acasă. Da, bine, nu? Pentru, ascultă-mă ce spun, pentru nemți la anul va fi mare problemă de securitate să găzduiești Israelul la anul în Germania. În Germania unde s-o grămadă de facțiuni, e plin de arabi la nemți. Chiar asta, da, uite, nu m-am gândit. Da, asta e o idee. Da, da. Nu vezi că toată Europa a luat o razna. Asta e problema refugiaților, fraților. Când eu vă spun că e bine să-i primești, e bine, dar totuși să le creezi posibilitatea să se întoarcă acasă. Pentru că dacă rămân în țara respectivă, uite ce se întâmplă în Franța. Da. Nu mai pot fi. Deci stătunici. Tu crezi că există și posibilitatea Israelului să se retragă sau să fie retrasă? Da, da, da. Și chiar dacă nu, e greu să ne mai bată. Da? E greu. Bine, gândește-te că ei nu mai joacă o lună în campionat. Jucătorilor nu mai au meciuri în picioare. Nu asta. Ba și asta contează, nu, nemitică. Nu, tu gândește-te, nu poți să, în situația asta, nu poți să strângi atâta lume într-un singur loc. Nu știu dacă e risc să... mare, imens. Riscul este mare și asta UEFA și FIFA nu dă voie. Nu și asumă riscul. Nu și asumă UEFA. Uh-huh. Cum îți asumă o chestie ca asta, vine o bombardare din aia, îți omoară 10.000 de oameni de deci tu istoria nu poate ai paria la Max Bet cu ochii închiși că mergem la da, categorie. Ținând cont și de conjunctură, nu? Suntem calificați. Suntem calificați. Da. Și eu vă mai spun maxi calificați. Vă mai spun, nici nu ne bate Elveția aici. Păi n-am văzut ce noroc. Chiar că e favorit acum la titlu. Vorbeam de accidentarea lui Bietul Rahmani. Că nu mai joacă, și-a rupt glezna, nu mai joacă trei luni, de-abia prin martie, dar îți dai seama. Și vorbea, știi ce mi-au zis? Mare noroc are Gigi Becali. Cred că ia Gigi Becali campionatul. Nu putea să ia Rapidul campionatul. Cu Rahmani? Nici cu mama lui Rahmani. Crezi? Acolo este o treabă serioasă, cu patron serios, cu conducere serioasă, să știi că Nicolae este băiat... cu antrenor serios, cu galerie foarte serioasă. Da, chiar serioasă. Păi mă uitam la Bocciu și la galerie. Nu sunt, dar frate, sunt băgați în niciun incident, neamitică. Dar cu un lot subțire. Lot de locul 3-4. Chiar 5. Bine, și fără Rahmani... Da. Păi numai o atacant. Și cu Rahmani nu puteau lua mai mult de locul 3 în jos. Deci nu, nici cu Rahmani, a? Bun, deci bătălia care e, Gigi? Eu mă uit la valoarea jucătorilor, eu nu mă uit la valoarea conducerii. Că conducerea e serioasă, are bani, își văd de treabă, antrenorii la fel, dar care joacă, ăștia sunt principalii jucătorii. Acolo trebuie să ai un vârf de atac de super clasă, trebuie să ai un fundaș central de viteză pe lângă Săpunaru, și un mijlocaș de mare valoare care să lege jocul. Așa fundaș lateral buni. Da, sunt buni. Și Braun și Borza sunt buni. Bun. Fundaș lateral bun. Portar bun. Da. Portar bun. Ei, au mijloc. E Ionit ăla, a început să joace Ionit ăla. Știe cum e. Știe, dar e firav. Știe, ăla e bun, ăla știi cine, cine mi-a plăcut mie rău de tot? Eu nu mă așteptam să joace Petrila atât de bine. I-a rupt Petrila. Da, jucător bun, dar firab. Înțelegi? Iar ăla Funșo, ăla mic cu viteză. Da, 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 bun, jucător bun. A? Jucător bun. Nu? Da, 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 a făcut meciuri bune. E?
Dar, încă o dată, spun, nu te poți compara cu lotul, de exemplu, lotul... Lui FCSB. Al FCSB, al Craiovei sau al CFR. CFR. Nu? Ce părere ai? Eu spun, e greu să comparești cu Constanța. Rapidul? La valoarea jucătorilor. Ce părere ai de transferul ăsta, surpriza lui Gigi, Dorin Rotariu? Lasă-mă să nu fiu foarte încântat. Nu știu dacă se mulează, se mulează pe jocul Stelei. Jocul Stelei e foarte dificil, să știi. Aici fiecare vrea să facă mai mult. N-au un joc de concepție și de pase tactice, într-un sistem tactic, așa. Ei joacă din talent. În momentul când încep să joace și pe idei tactice și pe astea, nu mai lăsă nimeni în cale. Uh-huh. Sunt jucători talentați. N-ai văzut ăla cum a jucat la echipa lui Pancu? Da. Păi de mine. Cine, Tavi, nu? Da. Octavian Popescu. Deci nu ești așa, dar pe spate cu, cu Rotariu? No, cu Dorin Rotariu? Nu. Plus dar că... e jucător bun, jucător serios, cu minte. Plus că depinde cum rezistă la presiune, că știi ce e la Steaua. Păi eu nu știu, dar asta mi-e frică. Nu, acolo nu... te strivește Gigi. Da. Nu ești puternic psihic, te-a strivit. Și el și spectatori. Păi nu, uite-te la Djokovic. Cum a venit liderul, noul lider, alea a devenit un jucător anonim pe banca de rezervă. Când îți trage Gigi 2, da. Uiți cu buletinul în mână cum te cheamă. Nu, și asta e valabil și pentru Rotariu, e? Da. Nu? Da. Păi încă o dată, uite-te la Djokovic, neamitică. Da. Djokovic care, băi, jucător, experiență, CFR-ul a luat 3 titluri sau câte a luat cu el, adică aia, nu mai știe cum îl cheamă cu buletinul în mână, de când l-a luat Gigi în șut. Așa este. E foarte greu, să știi de la mine. Greu de jucat. Greu, tati. La Steaua e greu. Îți place ce revistă scot? Cea mai frumoasă din toate... Ce revistă? Ăsta e nou număr cu un interviu primul pentru presa din România. Primul, da? E la Tarab. Da? Primul pentru presa din România, oameni buni. Primul interviu în România dat de Rahmani, săracul care s-a accidentat. Cel mai bun atacant, după părerea mea, din ultimii ani care îl văd. Interviu mare cu Rahmani, cu multe, povestește și de război și de multe. Este primul interviu. Dar îți place revista? Are mici serios acum. Și bietul lupul, săracu. Da, dar îți place? Acum serios, cum se văd? Cum să nu văd? Dacă ești bun la mental, nu-ți place. Asta, ce dracu? De super calitate. Ce arăți, mă? Arăți cu sticlele? Arată-mă cu fața, mă. Da, mai bine. Și cu sticlele, amitică? Fără sticle, ce facem? Eu cu sticlele, mă, tale cu fața. Da. Deși ar trebui să fie invers, mai înțeles? Eu cu fața păi dacă am, și tu cu sticlele să-i cașcavă. Dacă am mai multe fețe, cum sunt eu. Ia uite. Deci super revistă. E acum la toate chioșcurile. Mașinile lui ăsta, lui Neymar. Galeria, fii atent, am găsit în lume patron mai excentrici decât Gigi Becali. Mai excentrici decât dacă îți vine să crezi. Înțelegi? Fete, secretele lui Olaru. Super revistă. Deci oameni, jur. Bravo. Deci oameni, super revistă. Super revistă, da? E la toate chioșcurile. Dar chiar arată bine. Da, Bun, deci luptă la titlu neamitică CFR cu FCSB, nu? Cam asta. FCSB cu FCSB. Serios? Da. Numai ei cu ei să luptă la titlu. Atât? Da. Și bine. Fac pariu că parcă văd câștigă Neluțu sau Rotaru. Da? Se bate Gigi cu Gigi și câștigă Neluțu. Da, eu așa cred. Da? Așa crezi? Da. Bună asta, da. Apropo, nu te-au sunat ăștia de la Dinamo să te invite să fii acționar? Niciun telefon, nimic? Nu. Da? Nimic? Nu. Ha? Nu, și nici nu. Ei știu. Ai mai auzit ceva? Cine mai vine pe la Dinamo? Nu. Nu. E greu și pentru conducerea lui Dinamo. Ei sunt... ți-am spus că avocatul ăla nu e băiat prost. Nicolescu. Nicolescu a fost avocatul lui Ghiță. Ghiță a făcut avere cu el. A lui Sebi Ghiță de la RTV? Sigur că da. Ok, n-am știut. Și ce? Sebi Ghiță e... lua Ghiță dacă ăsta era în fraier. Sebi Ghiță e șmecher rău. Adică unul dintre grei. Deștept. Grei în România. E deștept. Da. E nu, deștept e puțin spus. Îl lua pe ăsta dacă era un prost? Nu. Și eu l-am cunoscut. N-am știut. Nicolescu a fost avocatul lui Sebi Ghiță? Sigur. Am stat de vorbă de vreo 2 ori cu el. Așa. Are minte. Numai că... Da. Este greu. Dacă Ghiță era în țară, îl făcea să ia Dinamo. Eu spun.
Asta e în premieră, ți-o dau acum. Și făcea din Dinamo ce a făcut... Sebi Ghiță, care știi că e considerat unul dintre cei mai puternici oameni din România. Da, da. Lasă doar care RTV-ul, care, nu știu dacă știi, RTV-ul e a treia televiziune din România, a reușit să facă a treia e. Eu vorbesc serios. Este Pro TV Antena și la bătaie RTV cu Canal D sunt zile în care RTV-ul bate Canal D. Deci da. Au făcut ceva... un fenomen au făcut exceptând, la RTV. Exceptând când mă duc eu la Anca Alexandrescu, bat... La realitatea. La realitatea. Când îi bat pe toți. Îi bat pe toți la rating. Bun, și Ghiță, crezi că dacă era în țară, lua Dinamo? Îl făcea ăsta, Niculescu, să se ducă la Dinamo și atunci Dinamo făcea o echipă mare. Se bătea la titlu cu Ghiță, patron? O, păi Ghiță a fost sportiv mare, mă. No. A fost și sportiv. Deci știa despre... Și știi că îi place și fotbalul. E mor după fotbal. Știu, bă, ce dracu. El a mai cochetat cu gândul ăsta de a intra în fotbal, Ghiță, pe vreme. Nu, l-a speriat pușcăria tuturor ăstora care au intrat în... Fotbal. De la fotbal în pușcărie. Uh-huh. Că acolo a fost... Cine, pe Ghiță, zici? Da, pe toată lumea, numai da. Pe Ghiță. Da, numai da. Pe Ghiță. Uh-huh. Pe toți. Și pe Pașca, nici pe toți, i-a speriat. Era forță cu Ghiță, Dinamo? Adică are forță? Uai de mine și de mine. Adică e tare Ghiță? Unde, mă? Titan, ce te... Titan! Și băiat deștept. Uh-huh. Da, bine, cașcaval are, că ok, televiziune are, la cașcaval? E în primii 15 acestei... Ca bogăție? Da, bineînțeles, mă. Ghiță este unul de mari... Sute milionari, ca să zic așa, nu? Și vor, mari milionari ai țării, mă. Din primii 15 din toată România, în toate domeniile? Da, bineînțeles, bravo, tare de tot. Dar știi că e iubitor de... a jucat basket, mare iubitor de sport, adică băia, îi place. A fost un sportiv în primul rând. A fost un sportiv și din sportiv a reușit pe propriile lui puteri și uite unde a ajuns. Ce să mai... E tare. Dacă încă o dată spun, dacă rămânea în țară... Lua Dinamo. Fac pariu pe cât vrei că se ducea la Dinamo. Da, da, da. Și ori, ori pe Dinamo, ori pe Petrol Ploiești. Nu, Dinamo. Da, pe Dinamo. Cu Niculescu se ducea la Dinamo. Făcea forța, se băteau la campionat? Vai de mine. Asta, știi... Adică avea Gigi, chiar avea rival? Și așa are, și acum are. Da, are. Ce are. Că sunt toți patru. Ce n-ai? Și Șucu e tare, și Brotaru, da, sigur, și Varga, și sunt mulți. Da. Stai, Hagi cu priceperea lui, știi? Da, sunt o grămadă. Nu, nu e problemă. Da, da. Deci se bătea la titlu, da, Ghiță. Da. Deci era nebunie, a? Bine, expunere, îți dai seama. El având și imperiu mediatic, Ghiță. Ne-ai amintit că îți dai seama ce facea cu Dinamo? Da. A? Nebunie, a? Tare de tot, mă, un tip jovial, așa, un tip de... Nu, deștept, un băiat inteligent. Sigur că da. Da, elegant, un tip din ăsta, din noua generație. Chiar ăsta e un cuvânt frumos, așa este, elegant, întotdeauna nu-l vedeai, nu-l prindeai nepregătit. Poți să-ți pun ușcheala, să te ușchești, că mi-e foame? Dom'le, nu pot să spun, că ești invitat, nu, tu poți să-mi spui mie. Vreau să-ți fac semn, tot îți făceam semn, haide. Ce mâncăm, mâncăm și noi ceva bun? Bă, mă așteaptă nevastă mea acasă, dar dacă vrei să mănânci cu mine, merg cu tine și mâncăm la mine. Da? Da. Da? Să-ți facă un șnițel, dar fără cașcaval, ca să nu mă faci... Nu mai vreau șnițel, că nu mi-a plăcut ăla. La tine mi-au plăcut clătite mai spate. Așa, n-am mâncat clătite mai bune. Dar ce vrei să mănânci? Nu știu, mai înțeles. Știi ce aș mânca? A. O din aia, cum îi zice, uite că în curbarele, că mi-e foame, mamă, știi cum e o foame, dar nu te mă. Din aia, cum îi zice tocana aia de vită? Tocăniță? Da. O face imediat, într-o jumătate de oră, nu, până ajunge cum îi zice la aia, de Julien, sau cum îi zice alea, de... E aia, Turnedo, sau cum îi zice? Nu mai știu cum naiba îi zice. A? Ce mă pui pe mine acum să știu? Ce, eu, pe ce tu nu știi mâncări, că ești mâncău mai mare ca mine? Băi, sunt mâncău, dar... Ai bău, ți-ai... Băi, sunt mâncău, dar n-am reușit. Ce ai mâncat bun în weekendul ăsta? Dar ceva bun. Băi, am fost la Pescobar ieri, jur, cu familia. Da, hai, mai fă zilul Pescobar care să-mi dea niște lovele la câte reclamă. Nu, lasă-mă cu vrăjeala. Stai un pic, nu cu... Păi, mă auzi, mă duci să-mi dai tocăniță? Păi invită-mă Moca la Pescobar, tu la tocăniță mă duci la tine? Bine, mă, mergi cu mine la Pescobar acum, dacă vrei. Mai înțeles? Ce vrei? Îmi dă tocăriță, mă, auzi. Și spun că te fac praf dacă mergi cu mine acum. Da? Mergi cu mine la Pescobar acum? Da. Așa, dar zi. Am fost cu nepoții. Da. Și cu nevastă mea. Da. Că o fiu eu cu norul meu, sunt răciți. Mamă, în curbal deja, numai când mă gândesc. Bă, fructe de mare, nu? Bă, uite-te aici ce spun. Da.
Am fost în toată omenirea asta. Da. Am mâncat de la Michelin 3 stele până la ultima bodegă de-asta, sau crâșmă prin Spania, de Italia. Bă, dacă mănânci fructe de mare undeva în lume mai bune decât la ăsta, mm-hmm. să-mi zici ce vrei. Băi, eu îl aud că e în unitățile mele lucrează. Dar nu, nu pentru asta. Jur că dacă n-ar fi bune... De ce? N-ar... Cum se zice? Curcubeu pe cerul gurii? Băi... Dar ce ai mâncat? Ce bun? Bun, am înțeles fruct, dar ce? 30 de feluri de fructe de mare. Și ce? Cel mai tare care? Ce? Băi, ce mi-a plăcut mie, caracatița pane. Da? Nu aia fiartă în milodenii. Așa. Că e o caracație fiartă în mirodenii, da. Și altă caracație normală, că unii nu vor în mirodenii, în Ardei, cu iute, în astea, normal, în minori, da. Așa. Dar aia pane. Uh-huh. Băi, nene, dacă nu, am mâncat, jur că până astăzi dimineață n-am mâncat nimic de ieri, de la ora a 3. Dar, mă auzi, poate salvează Pescobar Dinamo. Știi că a jucat la Dinamo la junior, nu știu dacă da. Știi. Știi ei? Nu știam. Da, a jucat la Dinamo, la junior nu, Pescobar. Acum e la Cluj, că dă drumul pe la Cluj peste vreo lună de zile și îți dai seama. De ce numărul 1 la fructe de mare din România acum? După părerea mea, da? Va fi numărul 1 în Europa. Va fi varianta Nusret pe fructe de mare? Da. Nusretul pe fructe de mare? Bă, și ăsta i-a făcut Horia asta, Constantinescu. Păi s-au împăcat, i-am văzut. I-a făcut acum cel mai mare bine din lumea asta. Da, știi da. Ce i-a făcut? Reclamă. Nu. Și reclamă i-a nu făcut. I-a dat voie să greșească. Nici cu o tigaie veche. Nu i-a dat voie să greșească. Nu, fii atent. Mă, nu i-a dat voie cu nimic, fii atent. Da? Și l-a făcut să bage o grămadă de bani. Uh-huh. O grămadă de bani. Bă, ieri era coadă. Eu spun cinstit. Toate restaurantele din parc, da. Toate, nu aveau jumate din coada de la jumate din nu, din ce erau la Pescobar. La și era coada la Pescobar? Am numărat eu cu nevastă mea, erau 16 oameni care stăteau la coada. Când am ieșit, noi erau 16. Dar unde e ăsta care unde ați fost voi? Care? Aici în parc. Ah, am înțeles. În parc, înțeles? Și coada la restaurant. Băi, uite, merge acum cu mine. Da. E luni. Da. Dacă nu e cel puțin jumate plin. Da? Și mergem peste tot, în tot orașul. Da. Să vezi a diferență. Gata, hai la Pescobar, gata. Bă, dacă este... Nu, ce-l sunt pe el, nu trebuie să... Nu, să, mergem. Bine, ești invitatul meu, plătesc, ca să nu zică... Da? Băi, chiar m-auzi? Nici n-aveam de gând să plătesc. Așa, ca să mă înțelegi, da? Da. Așa, adică nici nu mai trebuia să spui, ai zis ceva redundant, ești invitatul. Da. Normal că ești invitatul, că da. Tu ești milionar, eu ziarist, normal, da. Om normal. Da, da. Bine, mulțumim, oameni buni, ne revedem mâine la 10:30 cu Fanaticul, a fost o nouă ediție delicioasă, ca să zic așa, plecăm la Pescobar, la fructe de mare, toate cele bune, da? Puteți să ne invidiați!